Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Când am votat acest guvern, ne așteptam la lapte și miere, la totul roz și frumos, salarii mari, o viață fericită, lipsită de grijile acestea ale banilor. Dar se pare că nu este așa în practică. Ne confruntăm cu tot felul de lipsuri și colac peste pupăză, în fiecare săptămână citim știri cu câte o majorare, cu ceva ce s-a întâmplat, care ne determină pe noi să scoatem bani din buzunar sau, mai mult, o promisiune care este făcută, dar în același timp cu niște lucruri ascunse în fundal. Nu vedem toate aceste jocuri politice, doar suferim și constatăm că ceea ce ne-a fost promis nu se regăsește concret. În această seară aș dori să discut mai multe aspecte din punct de vedere economic și alături de mine l-am pe domnul profesor universitar dr. Mircea Coșa. Bună seara și bine ați venit! Seara, mă mulțumesc pentru invitație! Puteți să ne explicați în câteva cuvinte de ce această discrepanță între ceea ce s-a promis în programul electoral și ceea ce se întâmplă în realitate? Poate să fie simplu de explicat, așa cum se folosește azi în anumite medii, și anume prin faptul că s-a mințit. E cel mai simplu și la alegeri, în România, oamenii având o viață complicată, o viață grea încă, venind dintr-un trecut foarte zbuciumat, au crezut în anumite promisiuni pentru că și le doreau. Eu am să trec peste acest mod de a prezenta lucrurile. Sigur că există întotdeauna în politică o minciună. Însă, în cazul de față, există anumite elemente care trebuie discutate pentru că aș vrea ca să se înțeleagă exact un lucru, și anume, ar fi păcat să credem că există în România guvernanți care vor rău țării. Există guvernanți care poate au greșit, poate n-au știut cum trebuie să facă, poate greșesc în continuare, dar oricum sunt convins că au și ei intenție bună. Deci nu sunt partizanul unor condamnări ab initio, ăsta este hoț, ăsta este antiromân și așa mai departe. Nu. Ce s-a întâmplat? Programul electoral pe care PSD-ul l-a făcut a fost un program care trebuia să câștige și a câștigat pentru că n-a avut adversar în primul rând, opoziția a avut programe foarte slabe, în al doilea rând că a marșat pe lucruri care trebuiau făcute în România neapărat. România avea neapărat nevoie de o creștere a salariilor, a veniturilor în principal, fiind pe aproape ultimul loc, dacă nu penultimul, dar câteodată chiar ultimul loc în Europa, ca venit. De ce era important lucrul ăsta? Pentru că avem o creștere economică bazată pe consum, deci trebuiau să existe lichidități în piață. În al doilea rând, pentru că trebuia evitat un lucru complicat pentru viitor, și anume împământenirea României într-o categorie de țară cu salarii mici, în care capitalul străin poate veni și se valorifică printr-un nivel de trai mereu sub media europeană. Lumea a crezut că se poate, dar această promisiune a fost transpusă într-un program de guvernare într-un mod foarte populist, a spune eu, și irresponsabil, pentru că o creștere a salariilor la nivelul la care s-a propus era imposibilă. O creștere a salariilor era posibilă, dar nu la nivelul la care s-a propus. De ce? Pentru că economia este o știință. Oricât am zice noi că este o meserie, ea este o știință. Este o știință bazată pe observații și pe studii de câteva sute de ani, dacă nu plecăm chiar de la ideile romanilor sau ale asiro-caldeienilor, care aveau aceleași principii de contabilitate, și anume, nu poți să crești veniturile dacă n-ai cum să le produci. În termeni economici, salariile nu pot să crească mai repede decât productivitatea muncii. Propunerile de salariu care s-au făcut erau absolut, absolut irealizabile, iar lucrurile au început, așa cum se întâmplă de multe ori în România, punând carul înaintea boilor. În loc să se facă o reformă de modernizare a economiei românești, mai ales de modernizarea industriei românești, și aici fac o paranteză, să nu creadă lumea că România nu are industrie, are industrie și bine reprezentată în PIB. Însă e o industrie care aparține unei epoși trecute, e o industrie manufacturieră. Ea produce lucruri importante, interesante, să luăm exemplu Dacia, dar le manufacturează, adică le produce la bandă. Conceperea acestui produs,
testarea lui, vânzarea lui în străinătate, nu o fac românii, o fac francezii. Deci cea mai mare parte a valorii care se creează este la francezi, pentru că cercetarea, dezvoltarea aduce multă valoare adăugată. Și atunci, în loc să meargă pe această linie, să dezvolte cercetarea științifică, să dezvolte ramurile de IT sau care îi produc valoare adăugată mai mare, să modernizeze agricultura și apoi să crească salariile, s-a început invers. Ca după câteva luni să se vadă că este un lucru greșit. Greșit din ce punct de vedere? Al modului în principal de comunicare. Pentru că așteptam de la această coaliție să existe un respect mai mare față de populație, în sensul în care ar fi trebuit ca să spună, scuzați-ne, nu putem să facem cât am propus, dar vom face mai mult decât au făcut ceilalți înaintea noastră. Și vă promitem că vom face până la data mandatului cu tare și cu tare lucruri. N-au făcut-o, au ieșit la televizor, tot timpul le-au amenții cu fel de fel de cifre care până la urmă s-au dovedit a fi total nesustenabile. E, în condițiile astea ne aflăm acum într-o situație care pe mine mă îngrijorează. Am făcut-o publică în luna februarie. Atunci oamenii au spus că sunt prea pesimist. Azi îmi dau dreptate tot. Și anume am spus că România este foarte apropiată de situația crizei grecești 2007-2008. Și ca să nu vorbesc așa declarativ, am să spun că există o triangulare de indicatori care ne arată lucrul ăsta. Deci România se caracterizează pentru un deficit mare. Eurostatul a arătat chiar ieri că România a depășit cei 3% care sunt... Și aici, dacă Ministerul de Finanțe vine cu o explicație care are altă metodă, că astea sunt lucruri care ar trebui să fie lăsate în urmă. Știți, discuția pe metode nu e o discuție corectă, pentru că noi trebuie să luăm metoda Uniunii Europene din care facem parte, nu altă metodă de calcul. Deci, deficitul este mare. 4,1. Asta ce înseamnă? Că bugetul suferă foarte mult, dar chiar foarte mult. Al doilea element important este o creștere exagerată a cheltuielilor de personal, salarii și pensii. Al treilea element fatal este creșterea enormă și rapidă a deficitului balanței comerciale. Asta arată că, în primul rând, creșterea economică este nesănătoasă, ba chiar este periculoasă. În al doilea rând, arată că depindem de importuri în proporție de 80% pentru mâncarea de fiecare zi, nu da, pentru lucruri speciale, pentru mâncare, începând de la pâine. Probabil că toată lumea știe că în București și în orașele mari cea mai mare parte a pâinii care se mănâncă e făcută din aluat congelat adus din Polonia. N-am știut asta. Deci da, tot ceea ce mâncăm noi, pâinea asta care arată frumos și este foarte foarte bună în primele minute când e scoasă din cuptor, e făcută din aluat congelat adus din Polonia, pentru că noi nici aluat congelat nu facem. Aluat congelat, deci mâncăm pâine congelată. Aproape 80% din mâncarea de bază, carne, lactate și așa mai departe, sunt din import. România fiind o țară cu agricultură cu o potență foarte mare. Ce înseamnă mai departe? Că diferența dintre import și export e atât de mare în defavoarea exportului, încât creșterea economică de care facem atâta caz, de fapt o cedăm celor care ne trimit nouă mărfurile, pentru că diferența asta între cât plătim și cât dăm noi este o chestiune în defavoarea noastră într-o manieră netă și precisă. Deci aceste factori, și la ăștia se mai adaugă ceea ce e foarte grav, lipsa totală a investițiilor, lipsa aproape totală a atragerii fondurilor comunitare, neluarea în calcul a pieții monetare. Economia nu este numai pâine, tractoare, tramvaie și altele, este și banul. Ori banul pe piața monetară câteodată aduce efecte la care nu s-au gândit guvernanții, și aici ne gândim la robor, spre exemplu, de care am tot discutat și a speriat pe toată lumea. Roborul nu e o invenție, nu e făcut în fabrica băncii naționale, este un element de piață. Ori piața, în lipsa de lichidități, adică de bani, pe care guvernul ia în fiecare zi prin împrumuturi, și aici trebuie să mai adăugăm un fapt,
că ritmul în care crește împrumutul pe care guvernul îl ia pe piața internă și externă este extraordinar de rapid. România n-a avut niciodată o asemenea rapiditate în a se îndatora. Toate astea fac ca acum, la sfârșitul aproape a lunii octombrie, să ne bucurăm. Dacă cineva se bucură că vom avea un ritm de creștere mare care nu ne servește la nimic, practic, pentru că tot consumul e motorul creșterii, deci este un motor toxic, iar bugetul va fi sufocat. E, în condițiile astea, pentru că trebuie să vorbim și de lucruri care fac astăzi obiectul discuției la fiecare colț de stradă, în condițiile astea, guvernul caută niște mijloace de găsire a banilor pe care nu poate să-i producă, pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Banii se produc. Cum se produc banii? Prin mărfurile, serviciile pe care le facem. Dacă lucrurile astea nu sunt, de unde iei banii? Iei din cei care i-ai dat mai înainte, rotește ca o roată, iei bani, dai bani, iei bani, dai bani, ca o suveic. Da. Și atunci guvernul a inventat, și cuvântul nu este, a inventat două măsuri care sunt aproape unicate în lume, sunt atât de unicate că sunt exotice aproape. Prima este împărțirea TVA-ului în două conturi separate, se numește Split TVA sau TVA Split. Da. Măsura nu este practicată în lume. Ea există în Italia într-o foarte mică porțiune a economiei, acolo unde există numai societăți de stat cu probleme, cu insolvență. Există în Marea Britanie doar la o parte a comerțului online, iar Polonia, la care ne uităm așa ca la o vitrină cu dulciuri și am vrea și noi, dar nu se poate, o admirăm în permanență. În Polonia de 2 ani se studiază, dar nu se introduce. De ce? Pentru că are dificultăți de implementare datorită necesității de a avea o infrastructură extrem de informatizată. Încă noi nu o avem, la nivel fiscal. Trebuie să ai personal la ANAF, cum ar veni, adică la colectarea de venituri, foarte mare, foarte mult și foarte bine pregătit. Care este deficiența, ca să scurtăm lucrurile, și pericolul? Că firmele mici și mijlocii pot fi blocate din lipsă de lichidități, pentru că splitarea, împărțirea TVA-ului în două conturi, la care nu mai are acces operatorul economic, fie că e un mic operator sau un mediu sau chiar mare, face ca pe o perioadă importantă să nu există bani, adică lichidități de care antreprenorul are nevoie. Iar accesul la aceste conturi se va face foarte greu, birocratic, nici nu mai discutăm. Slavă Domnului că acest nou prim-ministru al României, domnul Mihai Tudose, pare să fie mai realist decât programul de guvernare, care are astfel de accente, și a reușit să împingă această metodă la limită, și anume să fie aplicată opțional doar în anumite cazuri. Deci, așa pe românește, am cam scăpat de grija asta. Rămâne altă invenție care se mai practică în Europa, nu e, dar în cu tot o altă formă. Și anume, trecerea contribuțiilor de la contribuțiile care sunt pentru partea socială, de la angajator la angajat. Lucrurile stau foarte simplu în calcul aritmetic. În calcul aritmetic ar trebui ca netul să nu fie, salariul net să nu fie afectat. De spaima pe care o au foarte mulți că va scădea salariul este o chestiune câteodată falsă, pentru că în aritmetic nu scade, dar cu două condiții. Două condiții care trebuie să fie puse în practică și nu avem încă o garanție că ele sunt. Prima condiție este extraordinar de dificilă, și anume, angajatorul privat trebuie să completeze ceea ce dispare de la net. Adică trebuie să aibă o contribuție pentru a menține echilibrul. Problema e cine poate să-l oblige. Pentru că într-o economie de piață în care proprietatea privată este sacrosantă,
Nu poți să obligi privatul să... Nu poți să intri în instituția lui și să zici, dumne, trebuie să mărești salariul neapărat, că altfel nu se întâmplă nu știu ce. Cei care sunt la stat nu au probleme. Statul va face lucrul ăsta. Deci trebuie să găsești o cale de a lămuri pe privat să facă acest lucru. Lucrurile nu sunt foarte complicate în fapt dacă privatul este într-adevăr un bun cunoscător al pieții și al situației prezente acum în România. Peste un an poate să fie alta. Acum e o lipsă mare de forță de muncă. Deci privatul nu va tăia sau nu va micșora salariul pentru că e frică că îi pleacă oamenii. E o întâmplare. Da, da. A doua condiție este ca impozitul să scadă de la 16% la 10%. E o promisiune pe care guvernul o face, dar trebuie să fie pusă în practică. Și apare dificultatea de fond. Graba cu care au făcut legea salarizării sau, mă rog, nepriceperea celor care au lucrat la ea, a dus la o încurcătură serioasă care constă în lipsa de evidențiere separată a salariului și a sporurilor. Asta explică de ce cei din mediul sanitar au făcut demonstrații ieri, adalte și așa mai departe. Deci, salariul poate să crească, dar sporurile sunt tăiate. Deci, pe ansamblu, omul pierde. Acum se caută o posibilitate prin negocieri, dar nu se știe cum până la urmă, ca sporurile să nu mai fie tăiate sau micșorate. În medicină, spre exemplu, ceea ce s-a spus la televizor, toată lumea cred că știe, dar repet, medicii au niște gărzi. Da. Numărul ăsta de gărzi este mărit pentru că crește norma, deci ei oricum vor pierde la sporuri. Nu e posibil așa ceva pentru că programul acestei coaliții a promis că nu vor scade veniturile, pentru că până la urmă nu poți să zici nu-ți cade salariul, dar stai veniturile și asta înseamnă că trăiești mai prost pentru că în anumite domenii stai sporurile. În anumite domenii sporurile au un loc foarte important. La care se mai adaugă bonurile de masă, bonurile de vacanță, toate lucrurile astea care și ele sunt în pericol acum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul de față bugetul pentru 2018 are foarte mari probleme. Pentru că nu există bani pentru acoperirea promisiunilor făcute. Guvernul a început deja, de câteva luni, să aibă această tentație de a prelungi, de a amâna. O dovadă clară că n-au bani. Sigur că nu o face într-o manieră, a spun eu, respectoasă, între ghilimele, față de populație, ca să spună, domnule, nu avem, mai așteptat. Și zice, stați că eu n-am zis așa, de fapt, n-ați înțeles, sau fel de lucruri de-astea care par până la urmă o discuție între copii de curs primar. Cred că în momentul de față lucrurile ar putea să intre pe o cale normală dacă ar exista un dialog foarte, foarte rațional între guvernanți și populație. În sensul recunoașterii unor lucruri care nu se pot face, domnule, am greșit, a greșit cine a greșit, X, Y, va trebui să ne despărțim de el sau, mă rog, să-l tragem de urechi, dar avem ceva ce n-are nimeni, ce n-a avut nimeni în România până acum. Și anume un număr mare de votanți și o majoritate parlamentară. Ce înseamnă asta, doamnă? Înseamnă o obligație extraordinară față de populație. Când ai o astfel de putere, nu poți să te joci cu ea, nu poți să zici, știți, îmi pare rău, dar presa-i de vină, opoziția-i de vină, sindicaliștii sunt de vină. Nu, trebuie să zici foarte clar față de cei care te-au sprijinit, față de puterea enormă care o ai în Parlament, trebuie să revizuim câte ceva, trebuie să resetăm ceva. Pentru că, până la urmă, politica economică are mijloace de a face așa ceva. Dar trebuie mai multă, spune eu, mai multă sinceritate și mai multă transparență în politică. Sigur că mai există fenomenul ăsta de ultimele zile cu taxa de solidaritate. Aș vrea să discutăm despre asta după o foarte scurtă pauză. Vă rog. Revenim imediat.
E liniștea dinaintea lumii, înainte ca ziua să o ia la vale pe străzi, înainte ca timpul să-și înceapă prăbușirea, înainte ca asfaltul să-ți simtă pașii, e liniștea dinaintea lumii, înainte ca vântul să dăruiască valurile țărmului și viitorul să poarte forma nașterii, înainte ca amintirile să fie spuse de ochii prietenilor. În trecerea clipelor începem noi. În calmul dintre secunde lucrăm pentru ca tu să-ți găsești mâine visul construit, pentru ca familia ta să privească spre viitor cu încredere, pentru ca promisiunile făcute copiilor tăi să poată deveni realitate. În alergarea lui ieri, azi, mâine, noi punem în mișcare o lume pe care tu să o numești acasă. Un univers întreg cuprins în aceste cuvinte. Maurer Residence. Împreună scriem viitorul. Un proiect dezvoltat de Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. La 500 de ani de la Reforma Protestantă pornită de Martin Luther, creștinismul se află la răspândia marilor decizii. Vechile principii ale protestantismului au fost abandonate de către mulți. Restauratio, un program în care piesele de puzzle ale credinței vor fi aduse împreună. Doar la A7 TV. Am revenit alături de domnul profesor universitar dr. Mircea Coșa. Dumnealui ne-a explicat mai multe aspecte din economia noastră, în economia țării, ce a propus programul de guvernare, ce au reușit să îndeplinească, ne-a spus de faptul că sunt depășiți de această situație și că o transparență din partea dumnealor ar fi de dorit, dar se pare că nu știm dacă acest lucru va fi cât de curând. Ei acum amână un lucru inevitabil și înainte de pauză ne spuneați de taxa de solidaritate. Un lucru care am înțeles că nu ar fi nou, dar este nou prin faptul că 2% este mai mult decât ce era înainte. Cam așa, da. Da, în legătură cu ce a spus dumneavoastră, că amână. Aici este un raport între economie și politică. Depinde cine va câștiga. Pentru că politică nu poate să recunoască. Economic sunt obligați să o facă. Deci, sigur că orice greșeală recunoscută la nivelul la care politica e atât de strânsă la noi va aduce prejudicii partidelor din coaliție. Deci aici e o chestiune de joc politic. Nu știu cum vor decide conducătorii. Acum, cu taxa de solidaritate. Asta este o chestiune care a căzut așa din cer. Dar ea are o, aș spune eu, o explicație foarte simplă. Tot dorința de a mai aduna bani la buget. De ce? Pentru că taxa de solidaritate, numită impropriu așa, nu are nimic de a face cu solidaritatea, e de fapt suma a unor contribuții pe care oricum le plătea angajatorul pentru șomaj, pentru accidente, pentru concedii, pentru concediu de medical, deci erau și pentru creanțele salariale, era de fapt un fond de garantare a faptului că atunci când angajatul are probleme, nu este lăsat la voia întâmplării. Dacă întreprinderea intră în insolvență sau dă faliment, din această parte acumulată îi se dădeau drepturile pe care le avea. Atunci când s-a făcut această gândire de trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, se pare că s-a uitat de partea asta. Acum și-au dat seama și mai trebuia ca să o introducă, dar intra în contradicție cu altceva, cu promisiunea pe care au făcut-o că aceste contribuții vor scade de la 39,5 la 37. Era la 35. Deci trebuiau, ca să ajungă la
la 37 pentru a umple golul. Acest 2% e tocmai diferența dintre 5 și 7. Nu e mare lucru, nu e o chestiune care să fie o invenție, o aducere din spate a unor lucruri. E necesar ca să existe această contribuție, pentru că este un pilon de siguranță pentru angajat. Felul cum a fost prezentată, însă, a dus la dezbateri fără niciun fel de rost, pentru că Ministerul de Finanțe anunța că e o taxă de solidaritate impusă de Uniunea Europeană, ceea ce nu era adevărat. Pe de altă parte, în aceea zi, un domn viceprim-ministru spunea că nu e adevărat, nu există nicio taxă de solidaritate. Deci, fenomenul care este astăzi predominant în România și face foarte rău economiei este lipsa de predictibilitate, este haosul, este nesiguranța. Afacerile, capitalul străin, dacă vrea să vină în România, are nevoie de siguranță. Ori dacă un membru al guvernului spune altceva, celălalt altceva, sigur că impresia generală este lipsă de predictibilitate. Nu știi ce te așteaptă mâine ca angajator. Deci, taxa de solidaritate e cu totul altceva. Am să vă spun că ea există în Franța, spre exemplu, și este o impunere pe marile averi în dorința de a redistribui acele sume în folosul unor clase sau categorii defavorizate. O taxă foarte rău primită, cu două exemple spectaculoase de reacții, este Gérard Depardieu, marele actor francez care a plecat în Rusia ca să arate că nu e de acord cu această taxă, și Johnny Hallyday, celebru cântăreț, care a plecat în Belgia, tot pentru a arăta că nu e de acord. În Grecia, în timpul crizei, a vrut să se introducă așa ceva. Există o lege introdusă în Parlamentul României încă de acum 5 ani de zile în legătură cu astfel de taxă, dar legea stă în sertar pe undeva, pentru că nu convine celor care au averi mari, mai ales greu de justificat. Așa, anecdotic, în Grecia, în timpul crizei, se mergea cu elicopterul ca să se vadă cine are piscine ascunse, pentru că cei care aveau piscine intrau în categoria celor cu venituri mari. Anecdotic. Dar vreau să vă spun că nu are nimic de a face cu ceea ce la noi e taxă de solidaritate. E totul altceva și aici cred că lucrurile se vor rezolva mult mai simplu printr-o comunicare mai bună. Foarte mult ne-au speriat și indicele ROBOR. A avut o creștere spectaculoasă, a atins un nou vârf de curând, da. Și e preconizat ca până în decembrie să crească și până la anul martie și mai mult. Sunt afectați în principiu oamenii care au credite. Cum putem să facem sau ce putem face? Ce se poate face? Ce soluție există pentru asta că oamenii s-au împrumutat pentru că evident nu au bani și acum se trezesc că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar? Vedeți, roborul nu este o invenție a băncii naționale. Este o taxă, o dobândă pe care piața monetară o generează atunci când există lipsă de bani. Ori România a trecut printr-un moment în care guvernul, pentru a acumula bani, a cerut întreprinderilor capital majoritar de stat să cedeze o parte din profituri, ele s-au dus la bănci și și-au luat banii, deci a fost o lipsă de lichiditate. Dar asta e doar o explicație, să zicem, locală și nu cea mai importantă. Important e că pe plan mondial banii se scumpesc. Suntem într-o perioadă numită post-criză, care se caracterizează prin scumpirea banilor, pentru că e nevoie mare de bani pentru reluarea producției. Și atunci această nevoie de bani, prin cerere și ofertă, face ca această dobândă să crească. Ele afectează, cum foarte bine spuneți, pe cei care au credite, dar nu numai. Ne afectează pe toți, indirect. De ce? Pentru că aceste credite sunt luate nu numai de persoane fizice, sunt luate și de persoane juridice care sunt, de fapt, întreprinderi care produc ceva. Fiecare antreprenor are credite. Creditul deveni mai scump, el trebuie să plătească mai mult și atunci cum face asta? Mărind costurile, adică mărind prețurile. Deci, relația de dependență cauzală între două elemente devine din ce în ce mai evidentă. Care sunt aceste două elemente? Inflația pe de-o parte și roborul pe de altă parte. Noi vom avea în mod sigur o creștere a prețurilor de anul viitor. Deja au început să crească, am avut o inflație mică, aproape ireală, acum pentru că am avut o reducere a TVA-ului la produsele
alimentare și atunci prețurile au scăzut, această reducere își pierde efectul, ca orice efect economic, pe de altă parte, lipsa de lichiditate ridică costurile. Deci vom avea o inflație care poate să fie de 2, ceva, 3, unii zic chiar 4% anul viitor, adică o creștere a prețurilor. Doamnă, ceea ce vreau ca să transmit telespectatorilor este un lucru care trebuie spus. Și anume că suntem într-un pericol mare de a anihila creșterea salariilor și pensiilor prin reducerea puterii de cumpărare. Adică, deși avem bani, vom cumpăra mai puțin sau mai prost. De ce? Pentru că banii pe care îi avem sunt afectați de două elemente importante. Creșterea prețului la utilități, incluzând aici și carburantul, va crește prețul la gaz, la electricitate, la apă. Asta e cert. Toată lumea știe, ca urmare a liberalizării prețurilor la gaz. În al doilea rând, este problema creșterii fiscalității. Noi încă nu suntem conștienți de faptul că anumite impozite și taxe cresc în fiecare zi. Mai ales la nivel local, acolo unde e posibil să se facă orice, pentru că codul fiscal le dă voie. Primăriile, într-o generozitate absolut greșită, au mărit lefurile primarilor și așa mai departe, nu mai au bani, vor mai mări taxe locale. În al doilea rând, apar anumite lucruri care, la prima vedere, sunt minore, dar care au crescut foarte mult amenzile. Foarte mult. Astea sunt o sursă de reducere a banilor pe care oamenii le iau, pentru că nu toți fac greșeli, dar foarte mulți fac. Ori dacă înainte plăteai la rutier 100 și acum plătești 1000, e altceva. Exact. Au crescut anumite taxe care sunt întâmplătoare, dar care sunt parafiscale. Te duci la notar sau în altă parte, deși ne-a anunțat domnul Dragnea că s-a înlăturat taxa pe horă, că era o taxă pe horă, acum apar altele care sunt legate de schimbarea proprietății, de timbre. Deci lucrurile astea sunt prezente în societatea noastră. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că elementul de bază care trebuie să ne conducă pe noi în anul viitor este prudența. Chiar la nivelul individului. Din banii pe care noi îi primim, la nivel mediu în România, așa numit buget de familie, cheltuim aproape 40% pe două elemente, mâncare și electronice. Amândouă sunt din import, în cea mai mare parte. Deci păgubim statul român pentru că, de fapt, în banii celor care exportă în România lucrurile astea. Le păgubim din prostia noastră, că nu avem posibilitate. Cresc impozitele și taxele. Rămân foarte puțin bani pentru lucruri care țin de cultură și civilizație. Pentru școală, pentru timpul liber, pentru educație, chiar și pentru sănătate. Rămân foarte puțin bani. Asta ce înseamnă? Că suntem în pericol de a ne pierde calitatea vieții de data asta. În România, calitatea vieții începe să fie pusă sub semnul întrebării. Și asta, deși este o trăsătură care apare în mai multe țări din Europa, nu numai în România, ar trebui să ne preocupe în ce sens? În sensul unei înțelegeri mai bune a relației dintre stat și cetățean. Statul pe noi toți ne consideră doar plătitori de impozite. Noi considerăm statul doar cineva care ne ia banii. Trebuie, așa cum se întâmplă în câteva țări avansate în lumea asta, să existe, mai ales în țările scandinave, o încredere între cei doi actori, stat și populație. Adică atunci când plătesc impozite, eu trebuie ca să știu că banii mei s-au dus acolo unde trebuie. Dacă plătesc supraacciză la benzină, trebuie ca să știu că banii merg la autostrăzi. Iar guvernul să dea socoteala unde sunt banii ăștia. Deci sunt multe lucruri de făcut, nu numai din punctul de vedere al programului electoral, ci din punctul de vedere al modernizării societății românești pe ansamblu ei. Și cu asta închei. De ce e atât de urgent lucrul ăsta? Pentru că lumea se schimbă rapid. De câțiva ani de zile lumea a intrat într-o schimbare pe care noi o vedem că plouă mai mult sau e mai frig. Dar se întâmplă schimbări de structură. Apar alți actori importanți.
apar alte mișcări economice, apar alți parteneri pe care trebuie să-i luăm în serios. Lumea nu mai e condusă de guverne, condusă de multinaționale, lucru dovedit. Deci relațiile noastre cu ei trebuie să fie altfel gândite, trebuie să încercăm să-i atragem, dar să ne dea și ei ce au datoria să ne dea. Lucrurile astea trebuie să apară într-o gândire la nivelul societății și probabil că realitatea ne va obliga să ne gândim până la urmă și la lucruri de esență, nu numai la viața de zi cu zi și la anumite evenimente mondene de care ne ciocnim zilnic în mass media. În timp ce îmi povesteați, chiar citisem astăzi o știre undeva în județul Botoșani, primarul unei comune chiar spunea că nu mai are deloc bani și că urmează să închidă primăria, de-abia a reușit să achite și taxa de electricitate și o analiză amănunțită a arătat faptul că și-a mărit salariul atât dumnealui cât și celor care lucrau în primărie și asta era unul din motivele pentru care nu mai aveau bani. Da, și-a tăiat craca. De sub picioare, pentru că mărind salariul, dispare exact. Activitatea lui. În 2007-2008 a fost acea perioadă de criză foarte mare, economică. Trebuie să ne așteptăm la așa ceva în viitorul apropiat, să ne gândim ce să facem, în ce să investim sau ce să facem, să punem banii la saltea, cum s-ar spune, ce ar trebui să facem cel mai bine, să nu ne lovim de o situație similară. Și prețurile la imobiliare am văzut că au crescut foarte mult. Deci e cumva o chestiune asemănătoare cu acea perioadă în care se cumpăra foarte mult, toate prețurile erau foarte, foarte mari și într-o dată... Da. Nu se va repeta exact așa criză. Toată lumea care studiază în alte țări zice că va veni din nou o criză, dar ea se va manifesta puțin diferit. Și anume, se va manifesta nu prin dispariția unor servicii sau unor mărfuri, ci prin scumpirea lor. Pe exemplu, o criză alimentară va veni în mod sigur. Dar nu va însemna că vom muri de foame, ci că va exista o creștere a prețurilor la produsele alimentare adevărate. Și vor intra pe piață produse care se rețină în viață, dar care sunt altceva. Criza imobiliară e periculoasă, pentru că atunci când încep să crească veniturile, cresc și prețurile. Există o criză care se manifestă la nivelul principalelor monede, euro, dolar, și există o criză de model economic. Lumea lucrează acum pe un model economic numit neoliberal, al globalizării, în care se credea că prin globalizare toți câștigă. S-a dovedit că nu e așa. De câțiva ani de zile este o mișcare în gândirea economică internațională cu niște lucruri absolut senzaționale. Există o lucrare tradusă acum și în românește, se cheamă Capitalismul secolului 21, a unui francez, Piketty, care arată că, de fapt, lumea se îndreaptă spre o foarte mare dezvoltare a inegalităților. La nivel intern, inegalități între unii foarte bogați, alții care sunt la limita sărăciei, chiar în țările foarte avansate, la nivel global, între țări, unele dezvoltate, altele nu, apar noi poli de putere, cum este cel euroasiatic. În condițiile astea, România se află între ciocan și nicovală, pentru că în cadrul Uniunii Europene n-a reușit să fie mai sus de penultimul loc. În relațiile economice internaționale nu are cu ce să iasă pe piață. Este într-o zonă geopolitică foarte fierbinte, obligată să cheltuiască mult pentru apărare. Atunci, la nivelul cetățeanului, ce trebuie făcut? Revin la ceea ce am spus, foarte multă prudență. Iar investițiile pe care le face cetățeanul trebuie să fie bine gândite și bine gândite în termen de evitarea unor riscuri aproape astăzi cunoscute. Spre exemplu, împrumuturi în altă monedă decât leu. Dacă vrei să-ți iei o casă, nu te mai duci și în franci-elvețieni, ai văzut ce s-a întâmplat. Exact. O mai bună gândire a raportului dintre cheltuielile pe care le face cetățeanul. Sigur că fiecare vrea să plece în concediu, în străinătate, dar să văd dacă această cheltuială nu îi afectează alte cheltuieli în viitor și în principal, cred că accentul familiilor de români trebuie să fie puse pe educația copiilor. Pentru că noi nu putem să progresăm dacă nu creștem nivelul de educație. La adulți e mai greu. Copiii trebuie să facă acest salt, cum au făcut țări cum este Israelul, cum este Finlanda, Austria, Suedia,
care au pus foarte mult accent pe educație și au ajuns să aibă o economie prosperă. Deci, cred că până la urmă, ceea ce afectează mult România este lipsa de educație economică a cetățenilor. Și atunci ei devin victimile, de exemplu, unor contracte bancare, devin victimile acestui apetit pentru un consum de nemăsurat pentru lucruri pe care și le-au dorit și care aduc până la urmă și plăcere, dar și greutăți. Iată importul acesta de peste câteva sute de mii de automobile foarte vechi, care sigur că sunt dorite de mulți dintre noi care nu pot să-și cumpere un automobil nou, dar care poluează într-o măsură dezastruoasă și aduc alte prejudicii de boli, de însfârșit. Deci lucrurile sunt în așa fel în economie încât nu există cauză fără efect și invers. Dar asta trebuie să înțeleagă și conducătorii noștri. Adică trebuie să înțeleagă că au această șansă istorică de a conduce un popor într-o perioadă foarte complicată. Iar această șansă pe care le-a dat-o Dumnezeu prin votanți, în sfârșit, dar o au, trebuie să se caracterizeze prin responsabilitate față de țară și nu față de partid sau de viitorul politic al fiecăruia în parte. Pentru că funcțiile astea trec. Până la urmă, uitați-vă că la anul sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și nu avem practic cu ce să ne mândrim. Pentru că nu avem autostrăzi, nu depășim locul 25-26 în Uniunea Europeană, ne atacă toată lumea, unii vor autonomie, alții zic că suntem corupți, alții zic că suntem, în sfârșit, orice numai europeni, nu. Aici trebuie iară să existe. Și eu să spun un cuvânt mare care nu se practică acum, dar eu îl spun, trebuie să existe mai mult patriotism. Pentru că înainte de a fi europeni, de a fi cetățeni ai Universului, suntem români. Asta este. Suntem români aici, ne-am născut, vorbim românește, citim românește, mă rog, unii citesc și nu înțeleg. Trebuie să facem apel la tradițiile și cultura noastră, pentru că altfel ne vom pierde. E o lume care se schimbă rapid. Și toate ideile astea năstrușnice de autonomie pe aici, pe acolo, ne pot aduce prejudicii dacă nu suntem uniți și dacă nu credem în ceva ce încă nu îl avem, și anume într-un viitor. Pentru că, doamnă, datoria unor conducători, a unui popor, a unei nații, a unei țări, este de a oferi o motivare. Exact. În România, oamenii nu au motivare. Din contră, sunt atât de dezăpăciți cu ce se întâmplă în fiecare zi, atâta lipsă de predictibilitate de viitor, încât tinerii nu pot să-i mai ții în țară, pentru că nu le oferi un viitor. Nu există o strategie care să spună în perioada cu tare, România va fi acolo și acolo. Cine face astăzi strategia în România? Horoscop. Acolo află viitor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această seară și pentru faptul că ne-ați oferit aceste informații foarte bune și ne-au făcut să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă și situația în care suntem și unde ne aflăm exact în acest moment. Să nu ne pierdem speranța. Așa este, exact. Speranța moare ultima. Sperăm să fie mai bine și predicțiile acestea negre să nu se întâmple. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Aici se încheie emisiunea Sub Lupă. Urmează imediat știrea cea bună cu Cornel Dărbășan, așa că rămâneți pe A7 TV. Vizitați și pagina noastră, site-ul nostru. Pagina noastră să o vizitați, să dați un like, iar site-ul nostru pentru a vedea toate emisiunile din arhivă. Ne revedem săptămâna viitoare, dar nu uitați, mâine la ora 20, Restaurațio. Aflați mult mai multe detalii despre această serie de prelegeri care începe mâine la ora 20 și de pe site-ul nostru. Numai bine vă doresc!